Ne-am preocupat într-adevăr că la acest festival, mai ales că este prima ediție, să avem foarte multe nume mari. Și când spun asta, mă gândesc la Luis Fonsi, care are, cred, cel mai mare număr de accesări din lume pe o piesă, piesa Despacito. De asemenea, în aceea seară cu Luis Fonsi vor cânta foarte multe nume grele, cu care au fost obișnuiți mai ales cei din generația 80-90, mă refer aici la Bonnie, mă refer la Sandra, Modern Talking, Ricky Poveri și așa mai departe. Sunt foarte mulți artiști care vor concerta în acea seară. De asemenea, avem o seară de muzică electronică și o seară de muzică latino. Iarăși artiști foarte mari și bine cotați la ora actuală. Este vorba de Afrojack, Clean Bandit, Mahmoud Orhan, chiar și Paris Hilton, pentru că este unul dintre DJ-ii mai noi, Nati Natasha, Jason Derulo, deci nume foarte, foarte mari. Unii dintre ei sunt prima oară în România și mă bucură că sunt la festivalul nostru de la Craiova. Sunt seri tematice, așa cum spuneați și dumneavoastră. Cum ați ajuns la această structură a festivalului? Toate festivalurile din România sunt deja festivaluri de nișă, de fapt, adică au același gen, muzică electronică, și mă refer aici la Saga, la Neversea, la Untold. Noi ne-am dorit să fie altceva la Craiova și ne-am gândit bine, pentru că, iată, cele mai bine vândute bilete sunt pentru seara Oldies și pe locul 2 muzica latino, tocmai pentru că în ultimii ani poate nu au fost atât de mult promovate în România aceste genuri. Ne gândim ca anul viitor să schimbăm, să fie muzică rock, să fie la un moment dat muzică balcanică, deci toate lucrurile acestea care ne fac să ne diferențiem de toate celelalte festivaluri care sunt în România la ora actuală. Mereu a fost comparat acest festival Intensity cu Untold-ul. Ca să facem o dată clarificarea, este total diferit. Este total diferit, acela este un festival de nișă, este vorba doar de muzică electronică, acesta este un festival în care se regăsesc mai multe genuri muzicale și mai mult decât atât se adresează unor generații diferite. Adică acolo cu siguranță se vor regăsi și părinții noștri în prima seară de festival și nu numai, în a doua seară este mai mult pentru adolescenți și seara a treia de fapt este pentru toată lumea, pentru că muzica latino ne place tuturor, mai ales celor din sud. În ceea ce privește biletele, de unde pot să-și achiziționeze oamenii? Pot să-și achiziționeze de la sala polivalentă, de unde se achiziționează pentru toate celelalte sporturi sau festivaluri care au loc în Craiova, de asemenea de la mall, prin toate agențiile de bilete ale celor două cluburi de fotbal care activează în Craiova și prin caravana noastră care va fi peste tot în oraș și care va vinde bilete la promoție.